Locatarii unui bloc de pe strada Grădina Botanică spun că ferestrele au fost scoase chiar de Crăciun. Muncitorii ar fi anunțat că geamurile vor fi înlocuite cu termopane. Bucuria însă a fost scurtă. După ce au scos geamurile până la etajul 6, muncitorii le-ar fi spus locatarilor că au comis o greșeală. Eu oprit, au spus că la pălpă nu schimbă. Primăria a dat banii ce se au alocat numai pentru zeu. Noi tot ne subordonăm primăriei, noi tot așa plătim în loguri cum plătește și ce. Cecul sunt oameni albi, de aici sunt negri sau cum să se primește, nu înțeleg. Acum locatarii se plâng că pe scară e frig exact ca afară. Frigul pătrunde și în apartamente. Așteptăm cu găurile astea luni de și până la minus 20 de grade. Ce ne facem noi? Aveam copii acasă și copilul se stă acum rășit. Eu sunt mărut, eu rămâie că e de rășit. Locatarii se tem și de securitatea copiilor. Rămâie ca s-au coborât, eu până închid ușa de la casă, s-au uitat pe geam și copilul a zburat. Iar bani ca să instaleze termopane nu au. Am convenit să schimbăm geamul, dar nu acum. Noi eram pregătiți, vin sărbătorile, vin, e frig afară. Contactat telefonic, șeful Direcției Locativ Comunale a primăriei a declarat că geamurile vor fi puse din contul celor care au comis greșeala. Nu spui greșeală, e o regentă economică, care nu scos are întreprinderi municipal, care nu a avut grijă de regentul economic, să nu zic la alt caz. Dar cineva alt chipuri. Acum un an, primăria a câștigat un grant de 60 de milioane de lei de la Uniunea Europeană pentru un proiect de renovare a geamurilor și ușilor vechi de la bloc. Potrivit contractului, o parte din bani urmau să fie adunați de la locatari, iar o parte de autorități.